Saturn în Vărsător. De pe 17 ianuarie 2023, Saturn a intrat în Vărsător. Pentru toți cei care doresc să vizioneze care sunt diferențele dintre astrologia western și cea vedică, aveți link în descriere. Cei care doresc să își găsească ascendentul, îl pot comanda pe site sau mergeți pe AstroSage. Atunci când Saturn traversează Vărsătorul, va da rezultate de 3 ori mai bune decât încercările propriu-zise. Deci, a intrat pe 17 ianuarie 2023 și va sta până pe 25 martie 2025. Dacă ai un Saturn puternic pe harta ta, atunci vei avea cei mai buni ani și încă ceva. Cine are un Venus puternic va excela în media, film, spectacole, divertisment, delectare prin multitudinea de aplicații pe internet. Ultima dată când a tranzitat în Vărsător a fost în 93, 94, 95. Atunci am văzut că lumea modei, filmul, fotografia a fost foarte bine aspectată. Deci, în special cei cu un Venus puternic vor avea un rezultat spectaculos. Încă ceva important. Cu siguranță va fi o mare escrocherie la nivel mondial. Dacă nu e financiar, va fi pe organizații mondiale. Saturn este planeta disciplinei, egalității, a muncii asidue, a justiției. Deci, toate marile companii care au ținut la un preț mare doar pentru a avea profituri mari și nu în folosul omenirii, vor avea ridicări și coborâșuri pe piața bursei cu o concurență dispusă să se apropie de o valoare corectă. În politică, cei care au poziții importante vor avea multe încercări și opoziție. Saturn este poporul. Și la 7 case distanță, față în față, este leul, regele, guvernul. Saturn nu recunoaște autoritatea. Întotdeauna crede în egalitate. Deci dacă ești un om politic și vei încerca să pui în umbră egalitatea, nu o face. Vei avea de-a face cu schimbări majore neașteptate în folosul lui Saturn, mai ales atunci când Jupiter e cu Rahu de pe 22 aprilie. Violența împotriva politicienilor va fi prezentă pe acest tranzit. Acest tranzit este favorizat pentru orice problemă medicală. În plus, în partea vestică a oricărei țări există posibilitatea îmbolnăvirilor cu ceva nedescoperit. Atenție foarte mare la tratări. Tot aici vor ieși la suprafață din cultura antică vindecări naturale care aduc conflicte cu cei suspuși. Inovații noi, construcții moderne, tot ce ține de cercetare pe orice domeniu va lua un avânt deosebit și, în plus, prețul petrolului în urma invențiilor va scade la un preț rezonabil. Aceste predicții sunt la nivel mondial. Haideți să trecem la ascendenți și predicțiile sunt și pentru cei care au luna în acel semn zodiacal, deci să zicem că aveți luna în Berbec și ascendentul în Leu. Va trebui să combinați predicțiile respective. Și nu înainte de a trece direct la ascendentul Berbec. Ascendentul îl veți vedea întotdeauna în prima casă. Ce număr veți avea aici? Aveți ascendentul. Acum suntem pe Berbec, numărul 1. Ce număr veți avea aici? Dacă este 2, înseamnă că aveți ascendent în Taur. Și tot așa. puteți viziona câteva videoclipuri de pe Astro Vedic. Deci, înainte de toate, va trebui să înțelegeți fiecare casă în parte ce deține, care sunt detaliile respective. Multe din ele nu am avut posibilitatea să le scriu pentru că sunt foarte multe. Dar este bine să le ascultați. Prima casă este sine, self, corp, aspect, intelect, capul, eu sunt. Casa a doua este averea familiei, sunt hainele, este fața, este de fapt prima convorbire pe care o ai cu părinții, metalele prețioase, bani, dar a familiei. Casa a treia. Aveți aici curajul, frații mai mici, gâtul, dieta. Cu alte cuvinte, haideți să fim un pic mai detaliați. Aici este interesul personal sau hobby. Deci, distanța de la o casă la cealaltă, de 3 case, întotdeauna o să vă arate hobby. Ce vă place? Deci dacă mergem din casa a 10-a, a 3-a casă în Pești, veți afla de fapt care este de fapt hobby-ul vostru, dar din a 10-a poziție, între a 10-a, vă dați seama că de fapt nu este ceea ce voi de fapt doriți să faceți. Deci, aici sunt frații mai mici, aici se vede moartea părinților, aici sunt subalternii, curajul tău, nora, gâtul, dieta, urechile. Casa a patra. Îi spunem și miază noapte, pentru că acolo apune soarele. Este pacea interioară, este somnul nopții, este proprietatea ta, este confortul tău, fericirea, mama, ceremoniile în contact cu strămoșii, pierderea unui post, vehiculul tău, ornamente, parfumuri, chiar dacă le avem și acolo unde este Venus, dar asta ne spune de fapt. Casa a 5-a. Vedeți din start că am scris creativitate, copii, educație. Tot acolo sunt de fapt și amuletele, mantrele sau mantra și fericirea prin copii. Și bineînțeles și distracția. Casa a 6-a. Munca, rutina, inamicii, datoriile, unchiul de pe mamă, problemele urinare, otrăvire, îmbolnăvire. Poate aveți aici și tipul de înțelegeri pe care le aveți cu frații și bolile venerice. Casa a 7-a. Aceasta este casa a 7-a. Nu ne uităm că avem numărul 7 aici. Nu. Este casa a 7-a, față în față cu ascendentul. Aici este partenerul, este căsătoria, este succesul căsătoriei, aici sunt florile, aici este pierderea memoriei, aici sunt cadourile, parfumurile scumpe, un loc străin, plăcerile secrete legate de sex, adopția unui fiu, uniunea sexuală, afacerile, muzica. Casa a 8-a. Schimbări bruște, sus-jos. Dar este și cartea de cercetare, moartea, mizeria, pierderile de bani, taxe, care le putem vedea în casa a 12-a ca cheltuieli. Trecerea peste râuri este văzută din această casă, longevitatea, o planetă malefică în casa a 8-a poate fi învingerea în fața morții, frica, pierderea membrelor. Casa a 9-a. studii superioare, casa norocului, casa profesorului, a guru, cumnata sau cumnatul, călătoriile către locurile sfinte, sala de încoronare, munca depusă pentru a învăța, studiul cărților sacre, o vedem în casa a noua. Casa a 10-a, îi spunem și karma, de fapt. De ce? Este serviciul pe care voi îl veți da societății în funcție de ceea ce ați făcut în altă viață. Aici este cariera, este faima, este profesia ta, este curajul, respectul, priceperea, un serviciu în guvern. Casa a 11-a, casa visurilor sau bomboanele diavolului, se mai spune. Aici este casa câștigului, a banilor, salariul, câștiguri financiare. Aici este urechea stângă, bogăția în sine, bijuteriile de aur, casa dorințelor rele, ce spuneam un pic mai înainte, bombonelele, câștiguri din toate sursele, bune sau rele. Apropo, știați că dacă în a doua casă de la lună stă soarele și câștigați bani la negru, această poziție vă arată că veți fi prinși. Și în funcție de grade putem afla la ce vârstă. Așa că cei care aveți această poziție, fiți cuminți, pentru că e o karmă din altă viață. Aștept comentariile voastre. Casa 12-a. Mulți îi spun casa pierderilor, eu îi spun a cheltuielilor. Pot fi cheltuieli bune, pentru că puteți cumpăra o casă, sau poate fi shopping therapy. Unii nu se pot abține de la cumpărături, ceea ce poate fi o cheltuială anume sau pur și simplu să cheltuiești în sine. Mai pot fi, în schimb, și cheltuielile care apar prin căsătorie. Aici găsim călătoriile sau stabilitatea în exterior. Este și casa săracului, a păcatului. Aici sunt veștile de la inamici, mutilarea unui membru, închisoarea, azilul, ochiul stâng. Iar dacă aveți Venus în casa 12-a, acolo ne arată plăcerea patului. Cu alte cuvinte, această introducere va fi pentru fiecare în parte, ascendent sau lună, în semnul respectiv, pentru a înțelege ce se întâmplă pentru fiecare în parte, pe ascendentul sau luna în semnul în care îl discutăm. Deci a fost nevoie de o introducere pentru a înțelege în detaliu ce aveți de fapt pentru fiecare casă și în simplitatea lor, prin înțelegerea voastră, ce vă va afecta. Ca ascendent sau lună în Berbec, vreau să înțelegeți că tranzitul vostru este în casa a 11-a, a câștigurilor, a profiturilor, casa prietenilor. Posibil să faceți curățenie în prieteni, să fie puțini și buni. De aici vine, în schimb, și aspectul în prima casă, în a 5-a casă și în casa 8-a. În prima casă este corpul tău. Asta înseamnă că va trebui să duci o viață activă, sport, mersul pe jos, vă va face bine. Dacă vă impuneți o disciplină în a avea grijă de corpul vostru, atunci veți evita îmbolnăvirile care vor veni în următorii ani. De ce o spun? Pentru că tranzitul lui Saturn în acest semn se va termina pe 25 martie 2025, unde va trece în Pești și veți avea aspect în casa a 6-a, în casa îmbolnăvirilor. Casa a 5-a, casa în care, într-adevăr, poți să scoți bani chiar prin ceva care vei produce pentru copii, poate chiar jucării, creativitate, educație. Dacă depuneți un efort prin disciplină și multă muncă, vă veți îndeplini multe dorințe. În primul rând, casa 11-a este casa dorințelor. Aici vă recomand meditația și pranayama, respirație. Cine dorește să afle ce este, îi invit pe site la pagina meditație. Dacă mergem mai departe în semnul vostru, în casa a 8-a, schimbările acelea bruște, cercetare, frică, tot ce ține de cercetare, de misticism, tot ce ține de astrologie, poate pentru unii dintre voi, sau poate chiar descoperiți ceva care nu a fost descoperit până acum. Asta ține, de fapt, de ascendentul sau luna în Berbec. Și încă ceva, nu uitați că Berbecul este guvernat de Marte. Unde aveți voi Marte pe harta voastră? Numai bine, la revedere și ne auzim! Dacă doriți să vă folosiți de energiile lui Saturn în a face bani lichizi, este bine să intrați pe MyVlog, este un abonament pentru totdeauna, dar este o singură dată pe acest sezon în care puteți să aplicați remediile respective pentru a aduce bani lichizi în afacerile voastre sau în tot ceea ce vă doriți voi cu adevărat. De ce? Saturn a intrat pe 15 martie în constelația sau nakshatra Shatabhisha. Aici pur și simplu acaparează bani lichizi. Dar este vorba despre disciplină, responsabilitate, multă muncă, izolare, sensul de a înțelege în adânc, în a tăia sau a te izola în afara unui ciclu social, în a practica spiritualitatea și în a-n aduce foarte mult ceea ce îți dorești în lumea materială. Deci, plăcerile lumești. Tot aici este de fapt și vindecarea, și transformarea, și eliberarea. Dar nimeni nu vine pentru a deveni spiritual, ci pur și simplu venim pentru că toți suntem flămânzi să avem o viață materială bună, toți avem de plătit facturi, toți ne dorim o vacanță de vis, toți ne dorim o relație, toți ne dorim ceva mai bun. Aceste remedii le veți găsi special pentru această nakshatra, numai pe MyVlog, cu abonament. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc mult succes, cu cât sunteți mai aproape de Dumnezeu, veți reuși totul, și cei care sunteți interesați de vastul, puteți veni direct pe site pentru a înțelege ce este de fapt și vă puteți înscrie la cursul meu. Numai bine, la revedere!